Bun găsit, doamnelor și domnilor, încă de dimineață cei trei suspecți pentru uciderea Sabinei Mircea, și anume Gianni Dinu, dar și surorile Constantin, au fost scoși din arest și aduși încătușați alături de procurori pe acest câmp din apropierea localității Ghimpați, unde ei au incendiat trupul însuflețit al Sabinei Mircea. Anchetatorii aveau nelămuriri legate de traseul exact pe care suspecții l-au parcurs în seara incendierii, atât înainte de a lăsa cadavrul aici și a-i da foc, dar și după aceea, astfel că după ce au terminat reconstituirea de aici, din câmp, au mers împreună cu suspecții și la giratoriul de la intrarea din Ghimpați, pentru că acolo este o benzinărie prin care în aceeași seară suspecții au trecut. Traficul rutier de pe șoseaua aceasta, de pe marginea câmpului, a fost închis pe o rază de 400 de metri în timpul reconstituirii. Ne amintim cu toții ce s-a întâmplat. Pe 30 octombrie 2020, seara, un șofer de tir care trecea pe aici a observat în tufișul din spatele meu un foc. Oprindu-se, s-a uitat atent și a zărit în flăcări o siluetă umană. Mai târziu s-a aflat faptul că era vorba despre trupul însuflețit al Sabinei Mircea, care a fost închis într-o valiză și adus în tufișul din spatele meu pentru a fi incendiat. Mulțumesc, Andrei!